Hai de și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi suntem pe mătindu Tiger Ghost pe seria de 0. donați cum v-am obișnuit. Înainte să înceapă videoclipul, nu uitați să lăsați și voi un like, un share, un subscribe și un follow pe Instagram pe care le găsiți jos în descriere. M-ar ajuta și mai extrem de mult și durează foarte puțin și mai e și gratis. Astăzi avem 250 de caca. Am vândut coifurile și tăișurile și ce am mai format eu din episodul trecut. Vreau să dăm 99 de caca, mă rog, să dăm 100 de caca pe contul cu sticlă, să luăm niște aure. ta da, să schimbăm și scena. Repede, repejor, două secunde, pac, pac. Hai să vedem dacă găsim aure. M-am uitat eu acum ceva timp și nu n am găsit aure. Sau dacă găseam sunt la prețuri foarte, foarte mari. Și cred că și acum o să fie exact la fel. Să sperăm că nu totuși. Ia să vedem. 17 kk și după aia 22, exact ce v-am zis, și sunt doar 3 aure. Alaki o să cumpărăm doar 1, le cumpăr și pe la 22 și 22, n-am ce să fac. Dar doar atât o să cumpăr. 20 de cacao aură, ce să mai zic? Cum era să vă și să apă să fie un atac cu sabie pe aici? Cred că pe bune urlam. Încă 3 încă două și încă una pentru M6, că suntem ok, mă, și pe aure. Avem 188 de caca, cu care o să trebuie să ne luăm un bilet de V2, ca să mergem în 3 să creștem. Asta clar. Și altceva, nu știu ce am putea să mai facem noi cu acești bănuți. Dar înainte să facem noi orice altceva, vreau să... Vreau să mergem la grăjdar și la biolog. Uite carte aici. Hai să mergem să 5 la grăjdar și la biolog, că trebuie făcute și alea, nu? Am văzut că mai zis acolo în comentarii că mai bine lasam doar rubinul legendar și restul echipam mitică. Doar că părerea mea e că nu merită, pot să mă descurc cu legendara până la nivelul 105 lejer, deci e ok, având în vedere că mitica e pe 100 de ani. Eu zic că e mai bine așa decât să stăm fără. Ok, uite, am mers blestem, e prima pe care am dus-o, mai avem încă 14 de dus. n un pic. Cu banii ăștia mi-am mi să de ce vreau să cumpăr 2 abi, ca să avem 4 în total. O să vreau să iau și bileve 2 și niște mantii și cred că o să se ducă banii și mergem în, în facem nivel 75, că trebuie, E chiar foarte, foarte necesar. Am dus și la biolog, a și reușit. Hai să facem și calul ăsta nebun. Și ai, dar că nu vine calul. Oricum, stau eu să chem calul, mă desfam și revenim direct cu rezultatul. Hai că am făcut-o pe treabă. o mai de 45 ca să bat beduinii. Și am vrut să mă oprez în ataca și am ajuns pe cal. Alachi <laughs> un pic. Hai. Da. Ce pot să mai zic? Ah, am luat un pic. Hai, facem mâine calo, no nu e problem. Având in vedere că avem acei 180 ceva de caca, <coughs> hai să ne trecem puțin pe piață, să vedem poate apăr vreun ar șarpe în banii aia, în 2 ani sau ceva de genul. Ia să vedem, 2 ani, dar n-are nimic nici să n-are nimic, asta are trei abilitate, deci n-au aport arcuri șarpe, absolut deloc, 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 decât asta dar e 8 toni, că am vrut să dau 8 toni pe așa ceva, mai bine, ia să în la arcul beta, da? Phoenix plus 8. Ok, e 12, what fuck, man. Da, deci nu avem, uh, nu avem bani de arc șarpe și nici nu e arc șarpe pe piață în primul rând. Bun, Altceva ce am putea noi să mai facem cu e 188 de caca, nu cred că avem de făcut nimic. Ar trebui să mai mergem să mai farmăm un pic, poate să facem cioburile, să dăm și noi, să dăm în alea, că ar trebui să facem un antic o dată și orată, că în morții lui de antic n-a vrut să, să iasă până acum. Și da, e cam tragic un pic, vedem, vedem imediat ce facem. Bă, dacă tot avem banii hai să-i și investim în ceva și cum eu mereu trebuie să dau în alchimie. Cred că o să dăm în două onixuri. Mă gândesc eu că ar fi cele mai bune. 72 cu 72, 144. Și legendarul e 50. Deci eu zic că ar fi cel mai bune. Așa că o dăm în asta e imediat. Nu punem pe War, mergem să dăm banii pe Ninja și dăm în două onixuri. Poate, poate facem nici noi un profit. Ar fi frumos să reușească. Pac, pac. La cât îmi eșează mie alchimia din cururi, chiar ar fi... Ar fi nașpa să ieșeze și asta. Da, nu mai zicem. Bun, hai să schimbăm scena din nou. Pac, pac. Luăm aici două onyx antice. 1, și 2. ne de la același băiat, să sperăm că e norocos. Pac, pac, pac. Hai să schimbăm scena. Și să mergem să dăm direct în ele, să nu mai stăm la discuții. Ar fi undeva la 80 de caca profitul. poate puțin mai mult, 90 de caca. Deci ar fi un profit destul de frumosel. Hai să vedem. Nu uitați să apăsați pe butonul de like, de share, de subscribe și de follow pe Instagram pe care le găsiți jos în descriere. Hai să vedem. Bam, bam, bam. Da, mă, da, a mers. Nice. Bine, mă. Bine rău. Deci avem 2 oni de pe asta, Hai zi 2 1, 40. Hai în schimb să vedem dacă mai apărăt aure pe shop. Acum că... Că am făcut un X-ul putem să mai cumpărăm niște aure că ne rămân bani de bile de V2 și de iabiuri oricum. Pam, pam, pam. Ia uite la ce prețuri au apărut aurea acum. Și eu când le-am cumpărat am dat ca dat 23 de caca pe bucata. Ai, am lac un pic. 37 de caca de pe ăsta. Hai să vă arăt și la ce preț sunt aurele pe shop în acest moment. Abilități, cărți, abilități. Pac, pac, pac. Deci avem prima oră 17 kk, 400 mâncava și gravoastră voastră și mai sunt o grămadă oricum. Și am dat pe ele 22 de caca pe bucat Nice, nice, nice. Hai să facem și noi M6 la nebun. Avem pac. Pac. Ok, M6. Și încă 5 cărți pentru M7. E ok să zicem. Dacă Mă rog, dacă o să stau nivel 75 până facem și noi pe o laură, pentru că e un must pe o laură până la urmă. Mai avem 12 zile din la asta, aș vrea undeva la mâine să fac și nivel la, la cont, să facem nivel 75, să nu stăm cu urmă pe ultima 100 de metri, nu prea îmi place mie să fac asta. Ai, uite, vă cum mai mult adaugă aici, să bă pe bună și ăștia și ieșuat, am un pic. Bă, băieți, și asta a fost un videoclip mai scurt, dar ce să facem? Mai pot să și de asta mai scurte. Măcar ne-a ajutat Achimisu și pe noi să facem o profitul la Blanau. Urmează evenimentul Profet, de unde sper eu că o să plouă cu oni. Chiar, chiar sper că o să facem oni frumoși la eveniment. N-am mai participat până acum la vreun eveniment Profet eu. Deci nu știu cum să treaba, o să trebuiască să mă documentez să văd ce și cum e cu el. Chiar, chiar habar nu am. Dar Da, că o să se facă oni la orice alt eveniment. Deci, da, vine evenimentul Profet. Noi o să trebuiască să dăm nivel 75, după care am eu un loc, o idee de un loc de farmat la nivel 75, dar întrebuite trebuie cu vampiri, acel loc fiind în uh, grot, nu în grot, în catacombe, că nu mai în Astea sunt planurile pe viitorul apropiat și asta a fost videoclipul. Eu sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like, de share, de subscribe și să-mi dați și mie un follow pe Instagramul pe care îl găsiți jos în descriere. Eu am fost Jo și noi desigur ne vedem la următoarele videoclipuri. Vă pup, ceau, pa, pa!